Al declarația lui Felix Bănilă, revolta familiei Alexandrei. Stăm de vorbă chiar în acest moment cu Alexandru Cumpănașu. Bună ziua, domnule Cumpănașu. Bună ziua. Spunea Felix Bănilă, unul la mână, că se ia în calcul varianta ca Luiza să mai fie în viață, dar spunea și că ADN-ul Alexandrei a fost verificat în proporție de 99%, ceea ce știu că dumneavoastră susțineați că nu este adevărat. Nu e adevărat, eu n-am spus că nu e adevărat, dar domnul Bănilă vine și se citează pe sine de acum o lună, de fapt. 99,99 este ceea ce le-a dat până acum INML, deci înțeleg că nici măcar acum n-au terminat raportul final. Dacă raportul final nu spune 100%, atunci au o problemă. Deci dânsul, practic, se citează pe el de acum 3 săptămâni. În cazul Alexandrei, din punctul meu de vedere, nu a dat nicio explicație. A spus că este bun, că practic acel raport intermediar al Institutului de Medicină Legală îl reamintește. Dar care sunt elementele de probă prin care dovedește că Alexandra a decedat? Că au găsit dinții? Adică omul ăsta a dat o altă explicație. Ok, am făcut un experiment judiciar și am demonstrat că în acel recipient puteau fi omorâte fetele. Sau, în cazul ăsta, Alexandra. A demonstrat, a venit cu alte probe. Pe ce bază spune el că se apropie de final? Se apropie de finalul a ce, doamnă? De finalul a ce? De finalul demonstrării cărei teorii? Că este criminal în serie, că la beție face urât și mai le dă cât o palmă, dar vrea să le salveze, că este trafic de persoane, care e varianta acestor oameni? Cum adică se apropie de final? Păi se apropie de final cu cercetarea la fața locului, deci se apropie de final cu confirmarea a ceea ce a spus acest individ. Deci ei au făcut tot posibilul în astea 4 săptămâni să demonstreze că ăla are dreptate. Pe de altă parte, s-au mai depus câteva plângeri împotriva celor care se ocupă de acest caz, pornind de la Institutul de Medicină Legală. Cred că astea și făcut să vină cu declarațiile astea, mă scuzați. Bun, încercam să spun că în acele plângeri reclamați modul în care s-a comportat Institutul de Medicină Legală și știu că mai existau nemulțumiri legate de faptul că n-au fost analizate toate fragmentele osoase găsite, ci doar anumite bucăți. S-a refăcut cercetarea din acest punct de vedere, s-a verificat fiecare bucățică de fragment osos care a fost găsită la fața locului? Păi, nu știu, asta numai INML-ul știe, că DICOT-ul a devenit Stalin, în Stalin 2. Suntem sub regim stalinist. În afară de Bănilă, care venea acum și aruncă o prostie pe piață, cum că ei sunt gata, aproape au terminat cazul, înțelegeți? Au rezolvat tot, domnule, au găsit rețeaua, i-au găsit complicii, totul e rezolvat. Din punctul meu de vedere, cel puțin din sursele mele, DICOT-ul n-a mai comunicat nimic de referitor la ce a primit la INML. Pentru că avem acele probe trimise de pe data de 8 cu răspuns pe 12, care nici astăzi nu știm ale cui sunt, ce reprezentau și ce valoare juridică sau judiciară au aceste probe. Dar din punctul meu de vedere, să vii să arunci o asemenea aberație, că nu ai totul complet, că nu ai tablou clar, este una dintre cele mai grave abateri pe care putea să le facă în acest moment în România șeful DICOT. Ar fi trebuit să aibă să se abțină face predicții, pentru că poate pe parcurs vor apărea sau au obligația să apară probe, să caute, să intervieveze martori, să caute cu Interpolul fetele și așa mai departe, nu să spună că sunt aproape de final. Mulțumesc, domnule Cumpănașu. Vom reveni cu siguranță cu reacții la aceste declarații ale șefului DICOT, care, vă reamintesc, spune că sunt mai multe ipoteze luate în calcul, chiar și aceea ca Luiza să mai fie încă în viață și să existe a treia victimă, dar și ipoteza unor complici care să-l ajute pe Gheorghe Dincă la răpirea fetelor și uciderea lor.